Nu m-am gândit că voi păți așa ceva. Toată școala râde de mine, chiar și Irina. La început totul e frumos, mai ales când îți scrie băiatul care îți place. Pe Sandu l-am cunoscut recent. Vorbeam ore în șir. Glumeam, râdeam, ne trimiteam poze. Într-o zi m-a rugat să-i trimit ceva mai intim. Mi-a zis că e ceva normal, toți fac asta și doar așa îi voi demonstra că îl iubesc. Dar am simțit ceva straniu. Oare ține la mine cu adevărat? Apoi totul s-a schimbat. Vorbeam cu el doar pentru că mi-era frică să nu ajungă pozele la părinți și prieteni. Îmi era rușine. Relațiile online pot fi periculoase, chiar dacă îți par private. Un click le poate face publice. Nu e vina ta. E normal să ai încredere în oameni și să te îndrăgostești. Nu e normal însă ceea ce fac unii pentru a te manipula. Dacă te afli într-o asemenea situație și nu știi ce să faci, vorbește cu un adult pe care poți conta. Sau scrie pe siguronline.md. E de încredere și confidențial.